Bună ziua, dragi elevi! Sunt Sorina Stoian și astăzi vom vorbi despre probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor. Acest material vizează transpunerea în limbaj algebric a unei situații concrete date, rezolvarea ecuației obținute și interpretarea rezultatului. Rezolvarea unei probleme cu conținut practic poate fi făcută atât aritmetic cât și algebric. Aritmetic presupune metodele aritmetice studiate de voi în anii anteriori, iar algebric, metoda algebrică, presupune introducerea unei necunoscute sau mai multor necunoscute, obținând astfel o ecuație a cărei soluție reprezintă soluția problemei. Ecuația atașată problemei poartă denumirea de model matematic al problemei. Pentru a rezolva o problemă cu conținut practic, trebuie să avem în vedere următorii pași. Stabilirea necunoscutei sau necunoscutelor problemei, scrierea ecuației atașată problemei, rezolvarea ecuației obținute și interpretarea rezultatului. În ceea ce urmează, vom rezolva împreună câteva probleme cu caracter aplicativ. Prima problemă pe care vi-o supun atenției se referă la imaginea alăturată în care sunt desenați 8 copii născuți în ani consecutivi. Știind că suma vârstelor lor este de 116 ani, determinați vârsta celui mai mare copil. Așadar, necunoscuta problemei este X, vârsta celui mai mic copil. Fiind vorba despre 8 copii născuți în ani consecutivi, înseamnă că cele 8 vârste ale copiilor vor fi scrise sub forma x, x plus 1, x plus 2, x plus 3, x plus 4, x plus 5, x plus 6 și respectiv x plus 7. Suma acestor vârste este de 116 ani. Așadar, vom avea că 8x plus 1 plus 2 plus 3 plus puncte puncte plus 7 reprezintă suma Gauss, adică 1 plus 7 înmulțit cu 7 supra 2, egal 116. Efectuând calculele, obținem că 8x plus 56 supra 2 înseamnă 28, egal cu 116. Deci 8x egal cu 88, 116 minus 28, adică x este egal cu 11 ani. Aceasta este vârsta celui mai mic copil. Problema ne cerea să determinăm vârsta celui mai mare copil, deci rezultă că x plus 7 egal cu 18 ani, vârsta celui mai mare copil. A doua problemă se referă la Ana și Mihai, care au împreună 25 de caramele. Dacă împărțim numărul caramelelor lui Mihai la cel al Anei, obținem câtul 2 și restul 4. Câte caramele are fiecare copil? Necunoscutele problemei sunt: A, numărul de caramele al Anei. Notăm cu inițiala numelui pentru că este mai intuitiv. Numărul caramelelor Anei și cu M, numărul caramelelor lui Mihai. Împreună ei au 25 de caramele, deci A plus M egal 25. Această problemă are două necunoscute. Dacă împărțim numărul caramelelor lui Mihai la cel al Anei, obținem câtul 2 și restul 4. Aici intervine teorema împărțirii cu rest. Deci,
Mihai clar are mai multe caramele. Este M, numărul caramelelor lui Mihai, reprezintă de împărțitul. Împărțitorul este numărul caramelelor Anei. Și câtul este 2, restul este 4. Teorema împărțirii cu rest. Rezolvăm astfel ecuațiile atașate problemei. Vom obține A plus, în loc de M punem A ori 2 plus 4, egal cu 25. Deci 3A egal cu 21, A egal cu 7 caramele are Ana. Iar M, Mihai, ori facem 25 minus 7, ori facem 7 ori 2 plus 4, adică 18 caramele are Mihai. Așadar, am scris modelul, am identificat necunoscutele, am scris modelul matematic al problemei constând în cele două ecuații și am rezolvat aceste ecuații. În final, am interpretat rezultatul, adică am precizat ce reprezintă acel 7 și acel 18. În continuare, ne mutăm într-o livadă de meri. David are o livadă de meri. Anul trecut a triplat numărul merilor din livadă. Dar în toamnă 7 pomi s-au uscat. Astfel, el a ajuns să aibă în prezent cu 53 de meri mai mult decât la început. Câți meri a avut David în livadă la început? Păi necunoscuta problemei reprezintă numărul merilor din livada lui David la început. Deci vom scrie x egal număr meri la început. Și acum reluăm textul problemei și încercăm să scriem împreună modelul matematic. David a triplat numărul merilor. Asta înseamnă 3 ori x. Dar în toamnă 7 s-au uscat. Deci îi scădem. Evident, dacă s-au uscat, ei au fost scoși din livadă. Astfel, el a ajuns să aibă, deci egal, cu 53 de meri mai mult, deci 53 plus x. Am scris modelul matematic. Rezolvăm acum problema, separăm necunoscutele, 3x minus x egal cu 53 plus 7, 2x egal cu 60, x egal 60 împărțit la 2, adică 30 de meri. Avea David la început. Da? Și astfel am rezolvat problema. Următoarea problemă se referă la suma vârstelor dintre mamă și fiică. Ele au împreună 54 de ani. În urmă cu 5 ani, mama era de 3 ori mai în vârstă decât fiica. Ce vârstă are mama, dar fiica? Din nou, este o problemă în care avem două necunoscute. M, vârsta mamei. Le notăm din nou simbolic. Și F, vârsta fiicei. Bineînțeles că le puteți nota și cu X și Y. Sau A și B. Împreună, deci M plus F egal 54. În urmă cu 5 ani, deci M minus 5, mama era de 3 ori mai în vârstă decât fiica. Aici să aveți grijă să nu puneți 3 ori F. În urmă cu 5 ani, atât mama cât și fiica erau mai tinere cu 5 ani. Deci e 3 înmulțit cu paranteză F minus 5. În concluzie,
Am obținut relațiile matematice, modelul matematic. Din această a doua ecuație scriem că m egal 5 plus 3f minus 15, desfacem parantezele, adică m egal 3f minus 10. Și ne ducem cu acest m în ecuația m plus f egal cu 54 și vom avea 3f minus 10 plus f egal 54, adică 4f egal 64. Deci rezultă f egal 64 împărțit la 4, adică 16 ani, are fiica. Așadar, mama va avea 54 minus 16, adică 38 de ani are mama. Acestea au fost problemele cu caracter aplicativ pe care vi le-am supus atenției. Sper că le-ați înțeles. Vă provoc să rezolvați și voi alte probleme de acest gen. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc numai bine. La revedere!